Când șoferul pune vehiculul în marșarier, camera de pe capota portbagajului furnizează o imagine a zonei din spatele mașinii pe ecranul multifuncțional. Gabaritul rotativ albastru de pe ecran vă indică traiectoria vehiculului în raport cu poziția volanului de direcție. Liniile colorate de pe gabaritul fix vă indică distanța din spatele vehiculului. Verde pentru un obstacol aflat la o distanță de aproximativ 150 cm, galben pentru un obstacol aflat la o distanță de aproximativ 70 cm și roșu pentru un obstacol aflat la o distanță de aproximativ 30 cm. Camera de marșalier permite de asemenea șoferului să identifice obiectele în mișcare din spatele vehiculului. Sistemul este activat de pe ecranul multifuncțional iar parametrii de imagine pot fi reglați.